Bună dimineața și bine ați venit! Mă bucur să vă văd aici la sediul Cabinetului Parlamentar în număr așa de mare. Este o conferință de presă foarte importantă pentru noi USR Roman pentru că și USR Neamț, pentru că vom face un scurt update. Vom vorbi despre ce am făcut în ultima perioadă și slavă Domnului s-au adunat foarte multe. Vom vorbi despre sesizarea pe centura romanest, despre inițiativa USR Roman de a contesta măririle de taxe și impozite locale, despre deschiderea Cabinetului Parlamentar la Târgu Neamț, publicarea salariului persoanelor plătite din bani publici, în special cele din primării, inițiativa fără penal în funcții publice și inițiativa USR este vocea ta. Pentru chestiunea care țin de USR Neamț și USR Roman, îi voi da cuvântul colegului meu, președintele USR Neamț, domnul Radu Samson. Radu. Bună dimineața și bine ați venit la conferința noastră de presă. Haideți să începem cu lucrurile mai apropiate. Nu începem de la nivel local. Legat de solicitarea pe care am făcut-o eu către Consiliul Local pentru a revoca, practic, hotărârea de Consiliul Local prin care s-au mărit taxele și impozitele în decembrie, după cum bine știți cei mai mulți dintre noastre, la propunerea domnului primar, Consiliul Local a respins solicitarea mea pe motiv că consiliile locale nu pot anula acte deja intrate în circuitul civil. Din acest motiv, după ce am primit răspunsul scris de la Primăria Roman și de la Consiliul Local, m-am adresat chiar alaltăieri, am depus la Tribunalul Comercial Piatra Neamț, la secția de contencios, m-am adresat instanței pentru a dispune instanța anularea respectivei hotărâri. Și aș vrea să aduc în atenția dumneavoastră un element al întregii discuții create pe marginea acestui subiect. Domnul primar spunea la un moment dat că a fost o situație de necesitate, pentru că a fost o urgență și a luat decizia de a mări taxele și impozitele ca urmare a unei ordonanțe de guvern. Pentru acest motiv, aș vrea să vă spun că textul ordonanței de urgențe guvernamentale numărul 79/2017 a fost publicat în monitorul oficial numărul 885 din 10 noiembrie 2017. Asta înseamnă cu 39 de zile înainte ca Consiliul Local să dispună mărirea taxelor și impozitelor. Iată că elementul de urgență nu era chiar atât de bine întemeiat, cum spunea domnul primar, și acele 39 de zile ar fi permis supunerea în discuție a acelui proiect de hotărâre pentru dezbatere publică. Primăria a preferat să nu organizeze dezbatere publică pe acest subiect, la fel cum nu s-a organizat dezbatere publică nici pentru o hotărâre de Consiliul Local prin care s-au majorat taxele și impozitele auto în luna noiembrie. Singura hotărâre cu privire la taxele și impozitele locale pentru care s-a organizat dezbatere publică a fost cea din octombrie și acolo dezbaterea publică a fost organizată pe o perioadă de 15 sau 17 zile și nici de cum pe 30 de zile lucrătoare, așa cum prevede legea. În paralel cu solicitarea pe care am făcut-o eu către instanța de contencios, 7 colegi din USR Roman au formulat o adresă către prefectul județului Neamț, în care îi solicită domnului prefect să atace în instanța de contencios administrativ toate cele 3 hotărâri prin care s-au majorat taxele și impozitele pentru anul 2018. De fapt, sunt hotărâri prin care s-au stabilit valorile taxelor și impozitelor, doar ultimele 2 conținând și măriri. Trecând mai departe, USR la nivel național a lansat în ultima perioadă 2 proiecte. Unul este, de fapt, a lansat un proiect și susține în același timp și un proiect cetățenesc. Proiectul lansat de USR este USR e vocea ta, intitulat proiectul. Mai multe detalii puteți găsi pe vocea ta.usr.ro și scopul acestui proiect este, de fapt, de a intra în discuție cu cât se poate de mulți cetățeni. Targetul nostru este de 30.000. Deci vrem să aplicăm 30.000 de chestionare cetățenilor interesați să le completeze, pentru ca pe baza datelor obținute prin aplicarea acestor chestionare să putem elabora un program de guvernare pentru momentul electoral din 2020. Acel chestionar conține atât întrebări de interes local, cât și întrebări de interes public,
Informațiile de, răspunsurile cu privire la informații de interes local vor fi direcționate către filialele județene și locale cu scopul elaborării programelor locale de guvernare pentru mandatul 2020-2024. Un alt lucru pe care vreau să-l aduc în atenția noastră este faptul că, poate ați aflat deja din presa națională, a fost depusă la biroul legislativ al Camerei Deputaților, a fost depusă o inițiativă cetățenească. Această inițiativă este întocmită și susținută de un grup de 19 persoane, printre care și filozofi gen domnul Șora, domnul Liceanu, este un semnatar al acestei inițiative publice, prin care aceste 19 persoane solicită interzicerea persoanelor cu condamnări penale la funcții publice, la interzicerea candidaturilor de către persoane cu condamnări penale la funcții publice, în special în Parlamentul României, accesul în guvern și, evident, la președinția României. USR se alătură aceste inițiative civice și o vom susține inclusiv prin ajutarea la strângerea de semnături. Targetul acestei inițiative este de 500.000 de semnături. USR intenționează să tindă spre să ajute la strângerea 1.000.000 de semnături. Vom vedea cât reușim. 500.000 este pragul necesar pentru depunerea acestei inițiative la Parlamentul României în vederea organizării unui referendum național pentru introducerea acelui articol în Constituția României. Cam acestea sunt noutățile. Încă o dată spun, ușile USR, pentru că USR e vocea ta, sunt deschise oricărui cetățean interesat să participe la schimbare și vă așteptăm alături de noi. Îi dau cuvântul domnului deputat Iulian Bugai. Mulțumesc mult, Radu. Ce ține de mine este o chestiune pe care am inițiat-o vinerea trecută, când am depus o sesizare privind posibilitatea efectuării unor anumite fapte penale în executarea drumului, așa zis, centura de est a municipiului Roman, care face legătura între Vaslui și Iași. La mai puțin de 2 ani de la inaugurarea acestui drum, vedem un carosabil plin de găuri, ondulat, deformat, care a început să se erodeze la mai puțin de 10 luni de la inaugurarea lucrării, care a fost în ziua de 11 mai 2016. Noi, USR Neamț, USR Roman, credem că este... avem destul de multe motive să suspectăm ilegalități în executarea drumului respectiv, pentru că în condiții normale, asemenea erodări nu ar fi apărut la mai puțin de 10 luni de la inaugurarea arterei. Acestea fiind spuse, în urma comentariilor colegului meu, domnul deputat Laurențiu Leoreanu, țin să menționez că dânsul cel mai probabil a înțeles această inițiativă a la Radio Yerevan, adică nu este o plângere penală, este o sesizare, nu este împotriva dumnealui, ci este o sesizare generală, nu este îndreptată nici către ordinatorul de credite, nici către executor, nici către Consiliul Local. Așadar, îl asigur de cele mai bune intenții și nu are de ce să se teamă. Mai departe, în urma sesizării mele, declarația domnului primar a fost că este în posesia unor informații din partea unui profesor universitar, mai recent aflu proiectant, care a menționat că soluția la problema arteriei respective este forarea în anumite segmente de carosabil și introducerea de piatră calcaroasă. Suntem surprinși că nu a comunicat mai devreme acest raport. Luni a făcut declarațiile, marți am solicitat să ne înmâneze acest raport, cât și contractul, să vedem și noi când a fost semnat și cine este expertul care a venit cu acest sfat. Mai departe, țin să precizez că în cel mai scurt timp voi deschide un cabinet parlamentar în orașul Târgu Neamț. Avem nevoie de o prezență USR și acolo. USR crește în toată țara. Iar în Târgu Neamț, e bine ca și romașcanii să știe și toți nemțenii, este o situație
aparte. Spre deosebire de alte locuri din județ, Târgu Neamț este un deșert al județului cât privește căpușarea absolut tot din partea PSD. Este, dacă v-ați putea imagina, un fel de Neamț, un fel de Roman Piatra Neamț, doar cu 15 ani rămas blocat în timp. De la Târgu Neamț vine și un ministru al economiei semi-analfabet și un președinte de Consiliu Județean care are probleme cu legea, de aceea este foarte firesc să deschid un cabinet parlamentar în zona respectivă, să fiu în contact cu cei care ne-au votat acolo și să, bineînțeles, să dinamizăm acțiunile filialei USR Târgu Neamț. Mai departe, un subiect foarte important care ține de un amendament care a fost depus de către USR în primăvara anului trecut, și anume publicarea, transparentizarea salariilor personalului din aparatul public la nivel de județul Neamț și Suceava, dar ce este relevant acum este, sunt datele din județul Neamț. Vă comunic că pe data de 20 ianuarie am trimis o adresă tuturor OAT-urilor din județul Neamț prin care am solicitat să ni se pună la dispoziție informații privind publicarea pe site-ul primăriilor și a instituțiilor a informațiilor care țin de veniturile angajaților din primării. În urma acestei adrese, cereri, am constatat că sunt 31 de primării în tot județul care deja aveau publicat aceste informații. 37 au răspuns afirmativ inițiativei noastre și au publicat între timp, iar 15 OAT-uri nu ne-au răspuns. În cel mai scurt timp vom face un tabel, un grafic și vom face o animație care prezintă fiecare OAT, de unde avem informații și cu informațiile principale, adică indemnizația primarului și a viceprimarului. Mai departe, o informație de ordin general care privește situația de fapt în România privind atacurile repetate la adresa DNA și la adresa doamnei Codruța, Laura Codruța Chiovesi. USR susține necondiționat această instituție. USR este de partea luptei doamnei Laura Codruța Chiovesi împotriva penalilor și inculpaților și condamnaților care atacă neîncetat această instituție. Țin să le reamintesc romașcanilor și nemțenilor că nu oamenii cinstiți, nu oamenii modești, nu oamenii care își văd de treaba lor atacă această instituție, ci clubul mafioților, gașca inculpaților și grupa celor care fac parte din festivalul inculpaților atacă DNA-ul. Noi suntem aici să susținem continuarea lucrărilor acestei instituții. Din partea mea am terminat intervențiile. Dacă sunt întrebări, răspundem cu drag împreună, fie succesiv, fie paralel. Aveți o campanie genul România fără penali sau politică fără cercetați penali? În condițiile în care situația actuală politică arată cum arată, cine credeți că vă mai face politică în România? Adică trebuie să ai un curaj extraordinar să te lansezi în politică în acest moment. Sperăm că vor face politică oameni ca noi, oameni care nu au, a căror capacități profesionale nu se bazează doar pe o experiență politică și nu au un CV impresionant constituit din funcții publice în care au fost numiți, nici măcar votați. Vedem și în cazul domnului ministru al economiei, de care amintea colegul meu mai devreme, domnul Andrușcă are un CV bazat doar exclusiv pe funcții publice în care a fost numit cu diverse ocazii de către diverse guverne. Datorită apartenenței politice a domniei sale. Proiectul respectiv pe care aminteați dumneavoastră, fără penale în funcții publice, nu este un proiect al USR, este un proiect civic susținut de USR.
după cum vă spuneam, inițiativa este lansată de un grup de inițiativă cetățenească, constituit din 19 persoane, cel mai mulți dintre ei filozofi, scriitori, oameni de drept, profesori universitari, și USR a decis să se alăture și să susțină acest demers, pentru că, într-adevăr, cea mai mare problemă la momentul actual în România este corupția. Și nu e la momentul actual, e de vreo 20 ceva de ani încoace. Și vă dau un exemplu de la nivelul județului Neamț. Pornind de la, deci, luând în considerare prezumția de nevinovăție care îl acoperă pe domnul Ionel Arsene, fostul președinte al Consiliului Județean, haideți să ne imaginăm o clipă că în cazul în care domnul Arsene va fi găsit vinovat de faptele pe care se presupune că le-a comis, să ne imaginăm pentru o clipă că această anchetă nu ar fi fost demarată, nu ar fi fost făcut denunțul și domnul Arsene ar fi urmat să gestioneze în următorii 3 ani și cu tot cu anul pe care l-a avut până acum în funcția de președinte al Consiliului Județean, bugetul județului Neamț, care totalizează în 4 ani aproximativ 2 miliarde de euro. De asta vă zic că persoane cu moralitate îndoielnică, a căror moralitate îndoielnică va fi probabil demonstrată în instanță, și chiar persoane a căror moralitate îndoielnică a fost demonstrată în instanță, cum e doamna Elena Udrea și cum există multe alte cazuri în politica românească, ajung în funcții de conducere și în funcții de responsabilitate. Adică funcții din care gestionează foarte, foarte mulți bani publici. Bani pe care noi cu toții îi plătim prin TVA, prin impozit pe venit sau din taxe și impozite locale. Și tocmai pentru acest motiv susținem inițiativa fără penale în funcții publice. Pentru că acești bani trebuie gestionați corespunzător în interesul cetățenilor de către cetățeni. Cine sunt viitorii politicieni ai României? Cetățeni. Cei din spatele camerelor de filmat sunt invitați, cei din spatele televizorului, pardon, sunt invitați să se alăture nouă sau oricărui partid în care consideră ei că își găsesc locul, atât timp cât sunt bine intenționați. Vis-a-vis de toate demersurile care ați făcut la nivel local, n-aveți senzația că comunicați cu mările de vânt? E într-adevăr o senzație puternică că mă lupt cu mările de vânt. Cred totuși în libertatea justiției și sunt convins că instanța, sau pot să spun că sper cu foarte multă încredere, că instanța ne va da câștig de cauză. În hotărârea, în cererea de chemare în judecată pe care am depus-o la Tribunalul Neamț, la secția de contencios, am argumentat cât se poate de punctual solicitarea noastră pe baza prevederilor legale care o acoperă. Deci, într-adevăr, e o luptă grea. Suntem și o mână de oameni, să nu uităm că PSD, PNL, fostul PDL și alte partide cu vechime în spectrul politic au structuri foarte bine dezvoltate. Noi la USR suntem atât la nivel național cât și la nivel local, suntem o mână de oameni care luptă cu aceste mori de vânt de care spune dumneavoastră. Tocmai pentru acest motiv invităm pe oricine este interesat să ni se alăture. D'accord. Ce aș mai adăuga este că noi la Neamț nu suntem o excepție în USR. Aceste lucruri se întâmplă și la Arad, și la Timișoara, și în Cluj, și în Sibiu, și în Brașov, și în Maramureș. Este o identitate a partidului nostru de a nu face compromisuri în interesul cetățeanului și a banului public. De aceea vom fi mereu vocali când vom avea suspiciuni că banul public se șifonează, când se iau decizii în detrimentul cetățeanului. Am făcut asta până acum, vom face asta în continuare. Apropo de ce spuneați mai devreme, nu mai edit pentru că încurc pe colegi, că au ajuns oameni cu moralitate îndoielnică în funcții publice. Logica ne îndeamnă să credem că ei au căpătat această moralitate îndoielnică după ce au ajuns în funcții publice, neputând să fie corupți atunci când nu exista posibilitatea. Aș vrea să vă întreb, în partidul pe care îl reprezentați, puteți pune mâna în foc că atunci când veți ajunge să aveți funcții de decizie, toți oamenii partidului vor rămâne cinstiți 100%? Aș vrea să răspund la întrebarea asta cu domnul Tarabu. O primă remarcă este că toți suntem coruptibili. Nu există om care să fie o excepție în sensul că poate deveni corupt. Natura umană, eu sunt de părere că este bună, dar poate fi coruptă. Diferența de optică este atunci când un coleg greșește, îl apeli, sau atunci când un coleg greșește, iei distanță față de actul lui, îl critici, îl îndemn să-și dea demisia, îl îndemn să
se facă disponibil justiției. Dacă a greșit, îl îndemn să-și accepte greșeala. Dacă a greșit, îl îndemn să repare paguba, să ia o pauză și dacă vrea să intervină. Aceasta este regula într-un stat unde politica este făcută de către cetățeni normali. Toți oamenii greșesc, ar putea să greșească și mâine oricare dintre colegii mei. Ideea este să spunem nu că suntem infailibili, ci că atunci când greșim, trebuie să facem un pas în spate și să ne recunoaștem greșeala. Aici stă diferența, nu între a nu greși și a greși. Aș dori să mai adaug ceva. Din calitatea de președinte al filialei județene, și vă promit chestia asta, că atunci când USR va avea funcționari publici, nu funcționari publici, pardon, aleși locali, în filiala USR Neamț va conține și aleși locali, în cazul în care voi sesiza și vor exista motive foarte relevante pentru a considera că unul dintre aleșii locali ai USR a săvârșit fapte de corupție, eu personal, în calitate de președinte al filialei județene, voi face sesizarea către autorități. Deci nu vă proteja oamenii? Nu e vorba de a proteja membrii. Noi membrii ni-i protejăm. E vorba de în momentul în care cineva săvârșește o infracțiune cu complicitatea altcuiva, singur nu contează, în special dintr-o funcție publică care se bazează pe încrederea celor care l-au ales. Înainte de toate este un abuz de încredere. Și atunci nu am proteja un membru al USR, am proteja un infractor. Îi puteți să ridicați sprijinul politic și nu mai facem? Da, sau îi retrage un sprijinul politic, este eliberat din funcție și evident predat autorității. Deci tot ați vorbit de membri, vă rog să ne spuneți pe când ați preluat organizația, cu câți membri ați găsit-o și în urma activităților dumneavoastră laborease în județ, câți membri au venit între timp? Deci la Roman, care este situația? La nivel județean, organizația USR la momentul începutului decembrie 2017 număra, cred că, încerc să-mi amintesc cu exactitate, între 50 și 55 de membri la nivel județean, organizați în 4 filiale, Roman, Piatra Neamț, Târgu Neamț și Zănești. La momentul actual, 55 pe județ. Între 50 și 55 pe județ. La momentul actual, filiala tinde spre 80, undeva peste 70 de membri avem. Și ca să răspund și la cealaltă întrebare domnului, la Roman sunt 20 și n-aș vrea să mă înșel, cred că 24 de membri în acest moment. Ce este important de menționat este următorul fapt. Noi suntem un partid unde au venit la început foarte mulți tineri și vrem în continuare. Mulți dintre cei care au venit la început, fie sunt studenți și lucrează sau studiază acum în Iași, București sau Cluj, fie au plecat în străinătate. Au venit, s-au implicat și au plecat înapoi. Ei sunt membri ai filialei, dar nu participă la ședințe de fiecare dată pentru că nu locuiesc efectiv în Roman, dar sunt membri ai filialei, atât USR Roman cât și USR Neamț. Să înțeleg că ce ați punctat dumneavoastră până acum sunt cei care au depus o hârtie. Sunt cei care au completat o cerere de adeziune și au fost validați de către organele de conducere. Avem și simpatizanții care nu au completat adeziunea pentru că fie au considerat că nu le permite timpul sau mai e o chestie, poate lucrează în instituții publice și nu, din cauza ocupației pe care au, nu își permit să fie afiliați unui partid politic și în special din cauza riscurilor pe care le aduce afilierea la USR. Pentru că au mai fost cazuri în țară în care anumite persoane au fost efectiv persecutate politic, oameni din care lucrează în sistem. Deci dumneavoastră oficial acum reprezentați vocea 80 de persoane din Neamț. Noi acum reprezentăm vocea celui de-al treilea, cel mai mare partid din România, care a fost ales de peste 600.000 de oameni din România. Noi nu reprezentăm vocea 80 de oameni. Și reprezentăm vocea celui de-al treilea, cel mai mare partid din România. Și reprezentăm în același timp și vocea celor peste 7.000 de neamțeni care au votat USR la alegerile din 2020. 2016. 2016, scuze. Sunt cu gânduri spre viitor, pe timp. N-am înțeles, sau poate că nu ați făcut, o cerere către Prefectura Neamț primind această sesizare dumneavoastră cu privire la mărirea taxelor și impozitelor locale? Așa cum vă spuneam și mai devreme, că poate, într-adevăr, m-am exprimat mai alambicat, în paralel cu cererea pe care am adresat-o eu instanțe de contencios pentru dispunerea anulării hotărârii din decembrie, 7 membri ai USR Roman,
au adresat o solicitare către instituția prefectului. Au în care răspuns, nu, e adresată cu două zile în urmă. O vedea în perioada următoare. În această solicitare, colegii mei i-au cerut, i-au cerut prefectului să solicite instanțe de contencios anularea tuturor celor trei hotărâri de Consiliul Local prin care s-au stabilit taxe și impozitări pe 2018. Care sunt acestea? Vă zic imediat. Discutăm de hotărârea numărul 234 din 31.10.2017. Din care s-a mărit ce? E hotărârea privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018. E prima hotărâre care s-a dat în acest sens. Așa, apoi în data de 28.11, Consiliul Local al Municipiului Roman a adoptat hotărârea cu numărul 247 din 28.11.2017 pentru modificarea anexei numărul 1 de la hotărârea anterioară. Iar în 21.12, Consiliul Local al Municipiului Roman a adoptat hotărârea numărul 288 privind modificarea primei hotărâri din luna octombrie, 234 din 31.10. Și colegii mei au solicitat prefectului pentru că în cazul niciunea dintre cele trei hotărâri nu s-a respectat procedura legală privind supunerea la dezbatere publică, i-au solicitat prefectului să ceară instanțe de contencios anularea a tuturor celor trei acte. Presupunând că să vă aprobe această, o să se aprobe această anulare, vorbim în continuare de această majorare a taxelor și impozitelor locale, da? Are USR o variantă de echilibrare a bugetului local? Adică înțeleg că nu sunteți de acord, nimeni nu-i vrea taxele, asta e da, trebuie. Că demersul nostru nu e unul care vine în primul rând împotriva măririi taxelor. În primul rând, nu a fost respectată legea. Și dacă autoritatea locală nu respectă prevederile legale, ce așteptări să avem de la cetățeni? Ok, am înțeles. Okay. Și dacă aveți câștig de cauză, dacă aveți câștig de cauză, impozite nu vor fi majorate. Okay. Bugetul local va fi clar unul sărăcit. Va fi sărăcit cu aproximativ 2,5 milioane de lei. Asta e diferența care vine din mărirea aceea cu 20% a taxelor și impozitelor locale. Ați observat că bugetul local, fără salariile profesorilor, care acum sunt plătite direct de minister, e undeva în jur de 75 de milioane de lei. E estimarea făcută de autoritate. O sursă ar putea fi eficientizarea cheltuielilor la nivel local. În primul rând avem, și vă dau cel mai vulnerabil punct pe care îl consider eu al activității primăriei Roman, Clubul Sportiv Municipal. Are un fond de salarii pentru anul 2018 de aproape 2 milioane de lei, 1,86 milioane de lei. Într-adevăr, e important acest club sportiv municipal, în foarte mare măsură e importantă echipa activităților pentru cei care susțin aceste sporturi, activitatea echipelor, pardon, de handbal și de fotbal. Dar, pe altă parte, observăm că acest club sportiv municipal, pe care se cheltuie aproape 2 milioane de lei pe salarii, fără să includă remunerația jucătorilor, pentru că jucătorii au contracte separate de colaborare, a căror valoare nu știm ce sumă totalizează, nu își face treaba absolut deloc. Dacă vă uitați pe site-ul csmroman.ro, veți vedea că acel site este complet abandonat încă din anul 2016. Da. Suntem în 2018. Și de asta zic, cheltuielile trebuie să eficientizate. Vă dau un alt exemplu, foarte la îndemână, patinoarul din Roman, care a fost făcut în decembrie. Știm din declarația domnului primar că proprietarul patinoarului a colectat numai în luna decembrie, a făcut încasări de aproximativ 80.000 de lei. E o sumă destul de mare. Pe altă parte, nu știm cât costă factura de curent la acel patinoar. Deci, pe care o achită primăria. Pe care o achită primăria. Societatea respectivă a încasat atât taxele de acces și de închiriere la patinoar, cât și taxele de închiriere a căsuțelor de la târgul de Crăciun. Și a plătit artiștii cei mai ieftini din program, artiștii de muzică populară i-a plătit societatea respectivă, iar artiștii de muzică ușoară, care au avut onorarii destul de mari, inclusiv cazarea lor, inclusiv mesele pe care le-au luat atât artiștii cât și ceilalți participanți la festivalul de Crăciun, le-a plătit primăria. Deci primăria a plătit toate acestea, primăria plătește și factura de curent, care
Îmi spun surse și o persoană, un agent economic din România care a deținut patinoar, a zis că a renunțat la patinoar tocmai datorită consumului enorm de energie electrică. Și aflăm că acest patinoar consumă foarte multă energie electrică, primăria plătește factura și un privat pleacă cu bani. Și nici măcar nu e un privat din mediul de afaceri local. Este un privat din județul Vrancea, din Focșani. Am și o intervenție, dacă îmi permiți. Cred că întrebarea noastră este foarte bună. Se șifonează bani în momentul, în care investiții publice sunt făcute cu irresponsabilitate și trebuiesc refăcute. Vorbim de o stradă principală în Roman, care nu a beneficiat de recepția primării și a trebuit să fie refăcută. Vorbim de centura respectivă de care am amintit. Vorbim de o parcare suspendată la Piața Mare, care stă mai goală. Vorbim de investiții fără viziune, care absorb bani publici fără să vină cu o valoare adăugată pe măsură. Stau întrebare. Dumneavoastră, în calitate de deputat, pentru municipiul Roman, ați inițiat vreun demers, eu știu, pe partea de atragere de fonduri sau de sprijinirea unor demersuri publice, private? Da. Țin să vă amintesc că eu sunt parlamentar, iar demersul meu este legislativ. Da. Sunt în Roman prezent și discut cu alegătorii mei și cu cei care nu m-au ales. Am depus un număr foarte mare de interpelări și întrebări pentru alegătorii mei și sunt în contact cu ei. Eu nu sunt ordinator de credite, nu sunt partea administrației publice, nici locale, nici județene. De aceea nu pot spune că am adus fonduri în județ. Nu sunt nici de la PSD ca să pot să primesc bani în urma alocării bugetare pe anul acesta. De aceea sunt un parlamentar care îmi face treaba excelent la legislativ și care reprezintă un exemplu pentru celelalte partide. Mă bucur foarte mult că PNL și PSD, după 25 de ani, au început să-și facă rapoarte parlamentare. Îi felicit! Am făcut primul raport parlamentar în luna iunie anul trecut și cel al doilea raport parlamentar exact în ziua în care am fost investit anul trecut, adică în decembrie, când s-a împlinit un an, pe 21 decembrie. Și nu pot fi comparat cu parlamentarii care au reprezentanți ai partidelor în administrațiile locale și fac parte din Consiliul Județean, unde se negociază bugetul și alocările care vin de la centru. De aceea nu pot să spun că aduc bani în județ, pentru că aș minți. Ce facem noi este că sesizăm aceste nereguli care se petrec la nivel național, în primul rând eu ca parlamentar, apoi județean și local, și ne facem treaba din opoziție. Totuși, chiar și prin implicare sau, să zicem, colaborarea cu societatea civilă, am văzut că intenționați să dați drumul la un muzeu al memoriei negative, să spunem, a comunismului în Comuna Tămășeni. Da, într-adevăr, este o chestiune care ține de reprezentarea muzeală a trecutului, dar nu este o inițiativă care beneficiază de bani publici. Deci nu am cum să o încadrez la activitatea pe care dumneavoastră ați menționat-o. Este un exemplu de antreprenoriat cultural. Va fi unicul muzeu în lume care tratează trecutul comunist prin prisma unei perspective de asuprire a țăranilor, cele mai multe victime ale comunismului, peste 3 milioane, dar va fi de fapt un muzeu al comunismului care va arăta atât viața în colectivizare, comunism și tranziție cu punct de plecare în colectivizare. Exact în acest sens vă spuneam că este un exemplu al implicării dumneavoastră pe zonă. Într-adevăr, eu sunt foarte implicat, merg în filiale, particip la ședințe de consiliu local în mai multe localități. Avem avantajul că suntem la început de drum, suntem plini de energie. Avem dezavantajul că nu avem absolut niciun om reprezentant USR în consiliile locale sau în consiliile de administrație pentru a avea pârghe și mai mari de influență. Dar, bineînțeles, acest lucru se va petrece începând cu
iunie 2020, când vom candida la alegerile locale. O singură întrebare cu permisiunea noastră, referitoare la problema cu contestația depusă la decizia de majorare a taxelor și impozitelor locale. În condițiile în care, valabile pentru amândoi și pentru dumneavoastră și pentru domnul Samson, demersul dumneavoastră va avea succes. Ce se va întâmpla cu cei care au ca deja să-și plătească? Pentru că Romașca nu e conștiincios la capitolul ăsta al plății. În cererea de chemare în judecată am mai introdus o solicitare, deci am cerut în instanții să dispună anularea în totalitate a hotărârii de Consiliu Local numărul 288 emise de părânt la data de 21.12.2017 și am mai introdus un paragraf care zice așa: vă solicit să dispuneți obligarea părântei la adoptarea unui act normativ prin care să hotărască rambursarea sau compensarea sumelor rezultate din aplicarea prevederilor actului administrativ a cărui anulare o solicit, încasate de la toate persoanele fizice și juridice care și-au onorat obligații de plată a taxelor și impozitelor locale către Primăria Municipiului Roman pe perioada valabilității acesteia. Deci aceste sume vor trebui, diferențele dintre fosta valoare a taxelor și impozitelor și actuala valoare va trebui restituită în cazul anulării actului. Instanța poate obliga un consiliu local, instanța să adopte o hotărâre, poate să o anuleze și atât. Aș putea să cererea noastră e clară. Va rămâne la plăcerea instanței. Rămâne la plăcerea instanței să decide parcursul sesizării respective. Ce s-a întâmplat la Arad este că colegii noștri din USR Arad au făcut exact același demers, în condițiile în care deja existau 1000 de cetățeni care își plătise taxele conform ultimei hotărâri a Consiliului Local, iar acei cetățeni vor primi banii înapoi. USR a reușit la Arad, USR, sper că va reuși și la Roman. Prima dată anulată. Trebuie să înțelegem că USR îi sfătuiește totuși pe Romașcan să-și plătească taxele și impozitele. Evident, evident. Dar probabil își vor primi înapoi diferențele în cazul în care va fi anulată hotărârea prin care s-au mărit acestea. Eu vă mulțumesc. Atât timp cât există declarații de avere și de interes pe site-urile primărilor, ce relevanță are pentru dumneavoastră veniturile funcționarilor din primărie? Sunt bani publici, toți cetățenii români trebuie să știe cât se cheltuiește pentru salariile persoanelor care sunt în funcții publice. Diferența între o declarație de avere și un tabel din partea primăriei care îl face public este că avem control din partea instituției, nu ține de libertatea individului. Avem un control care ține de o responsabilitate instituțională, nu de obligația individului. Ca fapt divers, există țări în lume unde transparentizarea veniturilor nu ține doar de angajații în mediul public, ci și cei din mediul privat. De exemplu, în Norvegia poți să intri pe un site și poți să scrii numele persoanei căruia vrei să-i afli veniturile și moștenirea pe care o are și poți afla acest lucru. Bineînțeles, persoana pe care tu o contactezi va primi o înștiințare că cineva se uită în activitatea și raportul financiar al acesteia. Așa este pe ANI. Pe ANI tot la fel e o rubrică, dacă cauți acolo, să te zărci și apare exact. Este firesc ca un primar în condiții netransparente, un primar într-o comună falimentară care trăiește exclusiv din bani publici guvernamentali să aibă o indemnizație de 15.000 de lei. Din acest motiv, vrem să responsabilizăm activitatea de decizie a consiliilor locale privind măririle de salarii pe care ei singuri și le votează. Pentru domnul Sasson, dacă îmi permiteți, spuneați de CSM, de site și da, de CSM, ca direcție, s-a înființat în 2016, în decembrie. Okay. De ce anul trecut, de la începutul anului, n-a fost niciun demers de al dumneavoastră în privința asta și e tocmai acum că direcția funcționează de un an de zile până aici? Acum am observat, vă spun sincer. Eu nu sunt practicant al unui sport, sau nu al unui sport cum e handbalul sau fotbalul, cele principale la care CSM-ul are echipe. Și întâmplător am dat peste acest site. Exact, da, pentru că eu mi-am închipui că fiind un site când era entitate separată, era separat, dar acum făcând parte din primărie ca direcție, nu mai poți să ai un site separat. Ba da, are. Știți că de ce să nu? Este un grup sportiv, are personalitate juridică separată, așa cum are buget separat și are cont de achiziții publice separat.
Deci CSM-ul este o entitate juridică separată de Consiliul Local sau de Primăria Roman, făcând achiziții în nume propriu, în sistemul de achiziții publice. CSMroman.ro este da. Domeniul Clubului Sportiv Municipal Roman? Dar doar să presupun, pentru că e plin de imagini de la Clubul Sportiv Municipal Roman. Și culmea e CSM Roman. Nu e posibil să nu știe. Și nu e HCM Roman. Vom trimite o adresă către primărie și club să cerem clarificări privind această speță. Dacă uitați pe rotul de csmroman.ro și acolo vedeți filmul care v-am trimis. Vă mulțumesc pentru sugestie. În ajutoare sociale, în condițiile în care un tânăr se îmbolnăvește și nu reușește să depășească cei 10 ani de vechime, e normal să se transforme în ajutor social în condițiile în care, după 4 ani, un parlamentar are o pensie specială? Bineînțeles, la întrebarea asta vă răspund eu. Este o bătaie de joc transformând persoanele respective în asistați sociali. USR nu susține această inițiativă, USR critică această inițiativă și mă face apel la retragerea proiectului respectiv. Deci este o bătaie de joc. Da, este bătaie de joc. Nu mai pot lucra. Deci noi nu, USR, nu susține transformarea în asistat social a bătrânilor sau tinerilor sau orice categorie de vârstă care merită să primească bani de pensie în urma contribuțiilor, nu bani din asistență socială. Diferența dintre pensie și ajutor social e că pensia e pe piață, iar ajutorul social este condiționat de autoritate. Pensia de invaliditate nu este pe viață, este de la corect, an la an. Dar era vorba de persoane care au contribuit mai puțin de 10 ani. Există oameni care au lucrat, nu știu, mame în general, care au lucrat 7 ani, 8 ani, 9 ani și apoi au făcut mulți copii, în special în perioada mai veche. Și atât au apucat să cotizeze. În perioada în care lucrau la CAB-uri sau unde au cotizat o perioadă mai scurtă și pe baza acelei perioade primesc o pensie oricum nesemnificativă ca valoare. Și transformarea acestei pensii în ajutor social introduce acel venit la altă categorie de venituri. Diferența este de perspectivă. Nu sunt, adică nu contestăm faptul că nu sunt persoane care nu merită acea pensie, să spunem că au inventat o serie de boli ca să nu muncească, dar sunt persoane care n-au ales să se îmbolnăvească. De acord. Diferența este de perspectivă în sensul că umilește persoana care primește banii respectivi. O persoană care a contribuit la fondul de pensie are datoria și dreptul să primească banii respectivi după merit. Nu în sensul că statul își face, așa zisă, milă de cetățeanul respectiv și îi acordă o anumită sumă de bani. Vă mulțumesc din inimă că ați venit această conferință de presă. Dacă nu mai sunt întrebări, încheiem aici. Vă mulțumesc din nou în numele filialei USR Neamț.